Da, prieten. Sper să... Da, prieten, bună dimineața. Bine ați venit pe canalul Pescuit și Povești cu Dan Chiroșcă. Iată, o dimineață superbă astăzi la Păușești. Prima partidă la Păușești în acest an. Vine pe 10 aprilie, deci a doua zi după ce a început prohibiția pe ape naturale. Crapul joacă la suprafață, însă eu am venit să caut șalăul, știu că bibanul. Să vedem. Haide să vedem ce putem face. Țineți aproape. Îl salutăm și pe domnul Georgian. Bună dimineața, domnul Georgian. Ceva biban, ceva știucă? Hai să găsim câteva știuși și câțiva șalăi de Păușești. Da, prieteni, haide să dăm drumul la o mică mărițucă de Păușești. Hai, frumoasă! Du-te, mă, stai, mă, liniștită, mă, că te duci acum. Bravo, mă! Da, prieteni, de nou mălețucă. Eha, s-a dus. Da, prieteni, sper să... Cred că am luat un crap. Da, eu sper să fie șalău, dar nu cred. Nu știu, nu știu deocamdată, dar cred că e crap. Ar fi minunat să fie șalău, dar nu cred. Și un fir 006. Da. După cum se comportă, nu e șalău. Apar că mi-a dat un ciocan. Să vii să mă ajut cu minciocul. Da, dragilor, Dan Îndrin. Da, Georgian. Ce faci, mă, pui pe TikTok? Da, da. Hai să vedem ce
Poate nenea Dana a venit. Nu, no, cred că e crap, cred că e crap. Nu, no, cred că e șalău sub nicio formă. Ia să vedem. Da, Georgian mă ajută cu miciocul. Surprinzător, lanseta se comportă bine. O lansetă până în 10 grame. O lansetă light. Mikado Furore Feeling Spin. Pe cum se comportă, nu e șalău, Georgian. Nu e șalău, nu e șalău. Și nici nu vrea să iasă. Acum se pare că va ieși, obosește și el. Nu, 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 nu la călugări, nu, prieteni, nu la călugări. Nu, nu, nu. Au, 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 au. Păi să știi că n-au obosit mâncă. N-au obosit, dar se duce. Aia, fii atent unde se duce. Aia să-mi taie filul. N-am ce să-i fac, n-am ce să-i fac. Hai, hai că vine. S-a speriat și el de acolo. Da, Georgian, ăsta e riscul la păușești. Să sperăm că ai fir cu mulinetul. Am destul fir. Nu e cine știe ce. Au. Bă, deja mă obosește la mână. E neserios. Iar se duce la călugăr. El nu știe, săracul. Vine? Hai că vine, că nu vine, se sperie. Hai, prieten, că deja am 3-4 minute. Nu se poate. Avem miciocul și să le liberăm cât mai repede. Dacă o să bătea. Dacă nu mă obosește el pe mine, nu, a obosit, da, e un crăpușor, nu e. Nu e nici chiar mare. E tânăr, de asta nu obosește. Sunt direct pe TikTok? Nu, doar video. Doar video. Dar vei fi pe TikTok. Oh, vedetă mă faci. Oh, da. 3 minute. 3 minute? 3 minute 50. 3 minute de când ai dat tu drumul? Da. Că tu aveai drilul. Da, e un crăpușor. Hai, Georgian, cu miciocul să-l scoatem, să-l liberăm rapid. Scuzați că o să filmez doar apa. Până să vină la mare. Eu nu înțeleg cum de-ai reușit, frate, să-mi dai ciocan. E cam de 3-4 kg. Cam așa, 3-4 kg. Stai, că s-a speriat de micioc. Uite, mă, ce forță are. Vine după el, dar el nu vrea. Da, Georgian.
Frumos, 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 ia să-l vedem. Da, undeva la 3-4 kg. Nu să-l lăsăm jos, să nu se zbate. Nu lăsăm jos deloc. Le eliberăm imediat. E bine că nu se rănește. Da, ia uitați ce ușor a ieșit. Și, prieteni, îi facem o eliberare frumoasă. Deci a trebuit din mincioc. Hai din mincioc, nu? Hai din mincioc. Hai din mincioc ca să nu-l... Totuși nu cred că reușesc. Sunt rupt video-ul ăla. Și am dat drumul la altă eliberare. Crap la spini. Bravo, prieteni.